teamă de progres, de modernizare, de voluntate. Dar ce părere aveți despre comerțul actual care se desfășoară stradal? Este corect, este ceva modern? E țigănie, într-un cuvânt. Credeți că veți mai avea o piață? Vom mai avea noi călăreșini o piață? Pentru așa ceva? Deși am spus că este nelegal comerțul de păsări, de iepuri, de animale desfășurat în Călăraș. Ce face este legal? Putem vorbi de tradiții în Călăraș? Mai există? Fiți drăguți, este corect forma asta de vânzare stradal, la bordură? Nu, 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 să fie organizat. Să facă piață ca lumea, să facă tot ce trebuie să urcă. Ceva să ne-a dat drumul și la orizont, că nu mi-am urcă. Să plec, să... Toată omul să urcă. Vreți condiții civilizate? Normal. Putem vorbi de o piață ca în Constanța sau în alte localități, în Călăraș? Ar fi bine? Ar fi bine. Și sâmbătă să putem vende. Și sâmbătă și duminica, cele dumneavoastră? Putem să vendem toată săptămâna, tot ce avem păsări. Da, domnule, toată săptămâna. Toată săptămâna, nu fie... Nu mai duminica. Și de aia să dea drumul la orizont. Să pui taxă, să pui impozit pe pasăre, pe ce? Pe ce când dacă dau taxă, ești nebun. Pe ce vrei? Cine face piață degeaba, bre? A, bre, la sol. Ai dat găina degeaba. Ce prostii vorbești. Cred că ești... A venit poliția locală să vă amendeze, că așa și-au propus dumnealor, să dea amenzi pentru comercianții ca dumneavoastră, că s-ar face bunoi, mizerie, că ar deranja traficul pietonal. La noi, e o meteacnă asta. E în sânge. Eu era cu fotbalul și așa suntem noi cu păsări. Țineți la tradiția locală, la obicei? Sunteți călărășea? O avem în sânge. Suntem de miși născuți cu păsări și cu porumbei și cu... Și sunt aici mulți comerciați, mulți crescători? Da. Care au făcut în asta o pasiune, păi, dar și o sursă de... Păi aici ne strânge și ne relaxăm. Păi nu mai spunem cât un ban, cât un ban știm care a mai murit de noi, care mai trăiește. Ce v-a de transmis primăriei Călăraș? Păi să se ție de treabă. Să facă treabă, să nu... Să pună ceva mai, în locul pieței de mulat. Să nu ne mai mită. Să facă ceva concret. Să stăm și așa, să ne lasă să vinde. Să stăm și așa. Nu, filmam condiția asta să trăiți. Condițiile astea care nu sunt curite de comerț, de vânzare. Oamenii au și nevoie. Vă oferă minime condiții. Da, domnule, lasă-mă.